Tighetul de azi dezbate tot ce contează. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. În prima parte a emisiunii vorbim despre un subiect îndrăgit de foarte mulți telespectatori a emisiunii Sighetul de azi, și anume sportul, mai exact despre CSM Sighet. În ce stadiu se află la ora actuală echipa și mai ales pe ce drum pornește CSM Sighet? Încercăm să aflăm de la invitații din această seară și am să încep cu directorul sportiv Sergiu Bodea. Bună seara și bine ai venit! Cu jucătorul fost capitan în cealaltă etapă, dacă mi-aduc bine aminte, Marius Pistol. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Și să-l prezentăm așadar, Sergiu, pe noul antrenor al echipei CSM Sighet, domnul Bon Michele. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Am să încep, Sergiu, prin a te întreba, în primul rând, cum s-a ajuns la un nou antrenor, pe ce drum e pregătit CSM Sighet să o ia, iată, într-un nou campionat, cu gânduri bănuiesc la fel de mari către promovare. Da. După despărțirea de fostul antrenor, care n-a vrut să mai continue, adică a avut unele probleme cu școala unde predă el, am ajuns la un viitor comun după un drum destul de greu cu domnul Michele Bon, de zile întregi de insistență. Și, bineînțeles, pentru dânsul acum, să zic așa, este un pas, un ajutor mare pentru Sighet, pentru că a fost la un nivel înalt, adică Steaua București, Urziceni, Poli Timișoara, Wisla Cracovia, dacă nu mă înșel. Da. Am reușit să ne înțelegem cu el pe perioada de un an de zile și sper să ne atingem scopul principal, acela de a forma echipă competitivă și chiar de a atrage promovarea. Da, la ce vă gândiți acum că ați pornit pe drumul acesta? Veniți după, hai să spunem, un meci amical cu eterna rivală FCM Baia Mare, în care scorul n-a fost unul strălucit pentru CSM Sighet. Știți cum, meciurile amicale nu sunt foarte relevante. Din punctul nostru de vedere, a fost un meci bun de pregătire. Știm unde suntem în această zi. Cu siguranță ne vom repara greșelile pe care le avem. Asta le va explica domnul antrenor. Dar eu zic că prin achizițiile care le-am făcut și ceea ce se pune la dispoziție din partea clubului, eu zic că suntem pe un drum bun. Bun. Cum ați ajuns la Bon Michele, noul antrenor? Printr-un jucător, să zic așa, care l-am dus în Ungaria. Într-un timp am ajuns la Dinamo București și în prima ligă Letonia. Mi l-a prezentat, mi-a spus dacă pot și am o versiune pentru el în Austria sau chiar în Germania, unde am cât de cât niște relații destul de bune. N-am reușit și între timp am ajuns la concluzia că ar fi bine să vină să mă ajute la Sighetul Marmației ca să facem o echipă și chiar să putem crește niște jucători tineri. Azi avem în proporție de 78% mai mulți jucători tineri, între 17 și 19 ani. Așadar, lotul, să zicem, este într-o formă, am spune noi, maximă. Într-o formă maximă, să zic, tânără. Din punct de vedere al vârstei. A vârstei, da. Am schimbat în jur de 70% din proporție a lotului. Încercăm să fim o echipă tânără și, până la urmă, să creăm și un grup competitiv la SIG. Deci 70% din lotul pe care noi îl prezentam la începutul anului, cei care au fost de altfel și pe aici prin studio, prin rotație, au plecat, au venit alții noi. De unde sunt ei? Sunteți cu contractele într-un stadiu avansat? Suntem cu contractele la zi. Ne bucurăm că am reușit să ne înțelegem și cu jucătorii. Le mulțumim pe această cale, vreau să le mulțumesc sponsorilor că au făcut posibil continuitatea echipei și am reușit să terminăm contractele, să le putem finaliza și la Federația Română de Fotbal. Iar pe această cale vreau să le mulțumesc din suflet și sponsorilor și oamenilor care s-au gândit să ajute echipa în acest moment greu.
Da, au fost alături de voi, poți să și nominalizezi în mare dacă vrei. Sunt convins că ei s-au regăsit de și pe stadion. Spre rușinea mea am uitat să-mi fac lista, dar sunt foarte mulți. Sunt mulți. Și vreau să le mulțumesc pe această cale. Da, hai să trecem și să purtăm o discuție și cu noul antrenor al CSM Sighe, domnul Bon Michele. Încă o dată bună seara și bună seara. Bine ați venit în Sighetul Marmației, am putea spune. Bine v-am găsit. Cum vă pare, iată, lotul după câteva, să spunem, săptămâni în care sunt convins că v-ați acomodat cât de cât în municipiu și cu noua echipă? Ce impresie v-a lăsat, dacă știți despre echipă, cum s-a prezentat până la ora actuală și care sunt perspectivele pe care le vedeți în această etapă? Bine, împreună cu domnul director sportiv, cu Sergiu, am lucrat puțin la transferuri și chiar eu nu-l cunosc toți, pentru că mulți s-au schimbat și sunt jucătorii tineri și care până acum nu au activat la Liga 3-a și nu au confirmat valoarea pe care o au. Dar eu zic că acum am făcut o lună de pregătire împreună. Unii au plecat, au mai venit, au mai plecat. Per total, acum 95%, să spunem, lotul e făcut și s-au lucrat foarte bine. Atitudinea lor e una foarte bună, pozitivă. Acum trebuie să găsim puțin relațiile de joc și știți mai bine că la început e mai greu. Dar încet, încet eliminăm greșelile de parcurs pe care până acum am făcut și la meciul amicale și cele bune să le punem în evidență. Da, 70% din lot este nou. Am putea spune, n-au mai jucat în Sighetul Marmației pe acest teren, în această formulă. Cum sperați să închegați echipa într-un timp destul de scurt cât a mai rămas până la începerea etapei? Bine, mult depinde și de ei. Cum acceptă antrenamentele și cum acceptă indicațiile antrenorului. Dar echipa, zicem că din punct de vedere mental e foarte bine dezvoltată și acumulează foarte repede ce le se spune și atunci eu cred că timpul scurt nu e mare problemă. Chiar la început, probabil nu se va arăta un joc strălucitor, dar totuși avem și calitate și care ne va ajuta mult. Bun, ați participat activ, bănuiesc, la selectarea noilor jucători din lot. Bine, când am venit aici, deja unii erau semnați, că nu am participat clar la transferul, dar pe parcurs ne-am consultat cu domnul Sergiu și am căzut de comun acord cu anumite transferuri. Da. Ce urmează în viitor? La ce vă așteptați din partea echipei? Cum lucrați cu ei și ce ar însemna, să spunem, antrenamentul pe care îl aveți zilnic ca să ajungă într-o formă maximă? Să bată baia mare, în primul rând, până la urmă, dacă vreodată se vor mai întâlni, că asta pare să fie una dintre nucile tari cu care s-a întâlnit CSM Sighet în campionatul pentru trecut. Pentru mine, rivalitatea cu baia mare nu există, pentru că eu sunt străin și n-am activat aici. Pentru mine există numai victorie și pot să joc cu baia mare, pot să joc cu Steaua, cu Dinamo, nu contează, trebuie să joc pentru victorie. Asta e ideea pe care trebuie să profuzăm și să fie comun la tuturor care intră în teren pentru CSM-ul. Și chiar facem niște antrenamente care poate unii nu, până acum nu au fost obișnuiți. Trebuie încet, încet să se pună la punct și eu zic că va fi ok. Da. Care au fost condițiile pentru care ați acceptat să veniți la Sighetul Marmației? Ce așteptări aveți de la conducere? Ce trebuie să facă ei pe lângă găsirea sponsorilor și din perspectiva aceasta de antrenament și de pregătire pentru viitoarele meciuri? Nu, din punctul de vedere administrativ e treaba clubului și ei se ocupă cu asta și eu chiar nu pot să mă pun la o discuție cu ei pentru că ei gestionează clubului.
In restul, eu am venit aici pentru că am o prima fabuloză la sfârșitul anului, că am jumătate de milion de dolari și n-am putut să refuz. Asta la nivel de glumă. Deși mulți ar putea să vă și creadă, pentru că până la urmă, dacă mă uit bine și știți, avem noi un prieten foarte bun când ne documentăm, Google se numește. A jucat și, adică ați avut experiență și cu Steaua, ați activat la Steaua. Da. Da, bănuiesc că acolo sigur e vorba despre alte sume. Cum vedeți sportul și din perspectiva experienței pe care ați avut-o la Steaua înainte? În general, și fotbalul din Sighet. Da, din Sighet. Băi, este într-o fază de dezvoltare, e clar. Și am văzut oameni care au pasiune și au dorința de fotbal și asta e un mare lucru și pentru un oraș nu așa de mare cum poate fi București sau alte orașele mari din România, dar pasiune și dorința, sufletul care au oameni aici e unul mare de tot. Credeți că veți reuși să implementați experiența dumneavoastră de la echipele mari și în această echipă municipală până la urmă? Eu zic că întotdeauna experiențele sunt binevenite și eu cred că și jucătorii care până acum nu au avut experiență importantă pot să primească niște sfaturi, niște sugestii pozitive din partea mea și în același timp și eu pot să primesc un feedback din partea lor, pentru că nu sunt obișnuit la nivel de Liga 3 și așa mă adaptez și eu la nivelul. Dar totuși încercăm împreună să ajungem la un nivel cât mai bun și mai sus. Da. Ce credeți că trebuie să existe la o echipă de Liga 3 pentru ca într-un final să reușească să promoveze în Liga 2? Inițial a fost la un pas și echipa să promoveze, după aceea s-a demotivat puțin la final de campionat și a rămas pe locul 4, nu, Sergiu, dacă mă amintesc bine? Locul 4, care totuși e un loc, am putea spune, fruntaș, având în vedere de unde a pornit până la urmă CSM Sighet, unde a fost ea cândva. Eu cred că pasiune și disciplina sunt armele pozitive pe care trebuie să aibă o echipă din Liga 3. Dacă există disciplina și atitudine pozitivă, nu ai cum să nu reușești, pentru că nivelul nu e așa ridicat. Și având în vedere că calitate este în fotbal românesc, dar de multe ori nu se pune în evidență pentru că nu este disciplina, eu cred că asta va fi arma cea mai bună la un club de Liga 3, disciplina și respect. Respect pentru mine este un cuvânt care îl folosesc mereu când antrenez și jucătorii de echipa națională și jucătorii de Liga 5, 6, nu contează. Respect este un cuvânt care zice mult. Respect pentru fotbal, respect pentru persoane care colaborează cu tine, respect pentru clubul, pentru toți. Cu un cuvânt facem un rezumat despre ce e sistemul fotbalului. Da, cum vi se pare baza sportivă, stadionul din Sighetul Marmației, comparativ cu celelalte unde ați mai activat? Eu am activat în Liga 1 și chiar e total diferit, dar eu zic că pentru Liga 3 aici la Sighet s-au făcut lucrurile foarte, foarte bune și făcând niște amicale în această perioadă de pregătire am văzut că suntem peste ce aici în zonă. Chiar acum în Cupa România am jucat la Radăuț și mi-a fost rușine și într-un teren să jucam fotbal la un teren care nici cred Liga 8 din Germania nu există. Unde Liga 8, acolo sunt stadioane ca aici, eu zic că poate fi Liga 2. Așa în e. România, nu? Da. Și noi am evoluat la un teren care nu avea nimic despre fotbal. Absolut nimic. Aici, la Sighet, eu zic că s-a făcut lucrurile frumoase. Stadion arată stadion, unde sunt camerele, birouri acolo, vestiare, arată ce trebuie și eu zic că este un pas mare înainte, făcut de către oameni din Sighet, din conducere, din primărie, cine este implicat în fotbal aici în oraș.
Da, curg și mesajele pe adresa emisiunii. Telespectatorii spun, unii dintre ei, primăria și-a făcut datoria, urmează ca fotbaliștii să facă la fel dacă se dorește performanță. La Rădăuți nu stau ei așa bine, dar totuși v-au bătut. La Steaua a fost bine, să sperăm că poate să facă treabă și la CSM Sighet. Sunt doar câteva dintre mesajele primite. Și acum nu pot să nu te întreb și pe tine, care ai fost capitanul echipei înainte. Cum simți schimbarea asta de la o etapă la alta? Iată, ești unul dintre jucătorii care a rămas în echipa CSM Sighet și pe mai departe. Dar ai colegi în noi. Da, lucrurile sunt normale. Se schimbă antrenorul, se schimbă jucătorul la echipă. Nu e ceva ieșit din comun. Sperăm să facem împreună lucruri frumoase. Chiar și anul trecut am pornit bine, dar din păcate pe sfârșit nu ne-a ieșit cum am trebuit și așa a fost să fie. Sperăm anul ăsta să începem bine. Avem un nou antrenor, noi colegi. Eu cred că ne-am integrat destul de bine, am primit bine și pe colegi. Sperăm la lucruri cât mai frumoase împreună. Da, în opinia ta, care ar fi motivul pentru care echipa dinainte a ratat să iasă undeva pe locul întâi sau chiar să intre în Liga a doua? Motive putem găsi multe, dar împreună cu toată echipa, împreună nu am ratat, să spun așa, locurile fruntașe, locul 1 special promovarea, dar obiectivul a fost locul 1-6, putem spune că ne-am atins obiectivul, dar deși noi ne doream în tot sufletul să terminăm pe prima poziție. Sergiu, care e obiectivul pe care și l-a propus acum conducerea CSM Sighet, în condițiile în care, iată, așa cum spunea și Marius, am putea spune că înainte echipa și-a atins obiectivul de a se clasa în primele 6 echipe din clasamentul Ligii a treia, deși foarte mulți chiar credeau la un moment dat că promovarea e aproape. Se pare că totuși echipa n-a fost pregătită, poate nici clubul nu era 100% pregătit. Cum decurg la ora actuală, să spunem așa, discuțiile și cum v-ați propus să aduceți până la urmă satisfacție și pe fețele sighetenilor în momentul în care joacă echipa și pe stadion aici, dar și în deplasare și mai ales când joacă la final de etapă, acolo când sunt în tot felul de lucruri care se întâmplă și în afara terenului de multe ori, dar până la urmă jocul se poartă în teren. Încercăm în primul rând la Sighetul Marmației să creăm o mentalitate profesionistă. Sunt jucători tineri care noi sperăm împreună cu capitanul echipei, cu domnul antrenor, cu domnul Marincean, cu domnul Șleam Vasile, care este nou antrenor cu portarii, să creăm o mentalitate profesionistă și tot discutăm zilnic. Ba eu, ba antrenorul principal, ba antrenorul secund, ba antrenorul portarii, ba Marius în special, să ne unim, să ne creăm un obiectiv întrăzneț. Pentru că dacă îți creezi un obiectiv întrăzneț, poți să pretinzi ceva de la viață. Sunt mulți jucători tineri și sper și ne dorim să avem rezultate cât mai bune, pentru că bucuria mea mare, am repetat și în emisiunea trecută care am făcut la dumneavoastră, acest sigheteni, oamenii din Sighetul Marmației merită un hobby. Ne bucurăm că s-a ales până la urmă să fie fotbal, având în vedere că am avut 3.500-2.000 de spectatori la meci, am depășit media diviziei C, chiar divizia B. Multe echipe din divizia B n-au avut spectatorii noștri. Le mulțumesc pe această cale și îi rog frumos să ne susțină și în acest campionat care începe săptămâna viitoare, sâmbătă, la Lucea Furbălan. Mâine avem un meci amical cu Olimpia Satu Mare, chiar și din punctul de vedere l-am organizat pentru spectatori, pentru echipă, pentru oraș, pentru că Olimpia Satu Mare e o echipă de tradiție și echipă de divizia B bună, care trebuie pe locul 4 și ei, sau 5, dacă nu mă înșel, am trecut în play-off. Eu sper împreună cu jucătorii, cu staff-ul, să ne îndeplinim obiectivul și să facem cât mai mulți oameni fericiți. Deci obiectivul clar ar fi? Obiectivul clar ar fi promovarea. Și promovarea tinerilor, care sunt mulți tineri care sperăm să ne bucurăm într-o zi că de la Sighetul Marmației a ajuns un jucător sau doi la divizia. Da, telespectatorii sunt foarte activi și pe Facebook și
prin SMS. Spune un telespectator, în returul campionatului precedent, când erați foarte aproape de locul întâi, a venit o perioadă neagră pentru echipă cu 4-5 înfrângeri consecutive. Asta înseamnă că echipa nu a avut condiție fizică pusă la punct, cred eu. Oare se va repeta? Ce faceți în acest sens? Da, au fost patru înfrângeri. Nu putem pune baza pe pregătire fizică. Hai să luăm, sunt mai mulți factori. Nu vreau să intru în amănunt pe tema asta. Din păcate pentru noi, noi am muncit împreună, am fost o familie și vom fi o familie la Sighetul Marmației, am muncit mult pentru a ne îndeplini obiectivul. Din păcate, a fost peste noi ceea ce s-a întâmplat, adică nu ne putem da seama ce s-a întâmplat în ultimele patru etape. Și având în vedere că au fost 13 finale, adică am câștigat 9, am dat seama că și jucătorii noi la fiecare meci am jucat cu sabia deasupra capului. Acum e și de înțeles, pentru că dacă am fi avut noi 2-3 puncte diferențe față de locul 2 sau locul 3, am cerea altfel, dar noi la fiecare meci cu sabia deasupra capului e greu. Psihologic, credeți-mă, s-au purtat discuții săptămânale cu ei vestiar pe tema asta. Dar vă dați seama că e vorba și de tine ca și om, dacă tu nu ești conștient că poți să mulțumești un oraș întreg, pentru că vă spun sincer, noi suntem aici să ne facem datoria 100% profesionist. De aia poate cei oameni sponsori din Sighet ne apreciază, ne ajută așa cum pot ei, le mulțumesc încă o dată pe această cale și sper să nu-i supărăm pe această cale. Să avem performanțele pe care și noi vrem să le îndeplinim. Da, unii alții vă întreabă dacă au existat jocuri de culise, cine a fost de vină, dacă s-a găsit până la urmă un vinovat. Acum, sigur, jocurile de culise, și dacă au fost, nu avem de unde să le știm niciodată. Asta niciodată. Iar vinovați suntem toți. De la femeie de serviciu până la antrenor principal. Inclusiv cu mine, cu președintele, cu domnul vicepreședinte și mai departe. Da, eu nu pot decât să vă urez succes și să sperăm că va exista bucurie în continuare și poate că dacă începutul va fi puțin, să spunem, ceva mai modest decât la celălalt campionat, în ideea în care să nu avem așteptări foarte mari de la echipă, așa cum am avut data trecută, ci să ne calibrăm așteptările ceva mai jos, s-ar putea să avem și surpriza plăcută pe care ne-o dorim de ceva timp, și anume aceea de a promova echipa și în Liga a doua. Nu vă întreb dacă e pregătită sau nu echipa pentru Liga a doua, vă întreb dacă pregătirea care se face acum se face pentru acest obiectiv foarte serios, domnule capitan, domnule antrenor. Eu cred că pentru asta am venit aici și când am zis da, am știut la ce drum plec. Și acum, încet, încet, trag oameni după mine, cu ajutorul clubului și jucătorii, încet, încet, au înțeles mesajul și eu cred că ne pregătim pentru o bucurie în luna mai 2016. Da, vă mai întreabă un telespectator, de unde sunt selectați jucătorii, unde au mai jucat ei? Asta pot să vă răspund eu la întrebarea asta. Am adus 2 jucători de la Iași, vicecampioni naționali, născut din 96, 2 juniori, de fapt. L-am adus de la Bistrița 3 jucători care au jucat. Brumă, Daniel, Divizia B, a fost și marcator a 12 goluri. Bucur, Olimpiu, care a fost chiar și la Pandurii Târgu Jiu în Divizia. Fizeșan, Divizia B la Gloria Bistrița. Began, care este localnic, de la CFR Cluj. Țârlea Ionuț, care este tot de la CFR Cluj. Lemac, Denis de la Dinamo București, Roghină de la Olimpia Satu Mare. Chiar am adus un francez, Ștefan. Jucători care noi avem încredere în ei, jucători tineri. Noi ne-am creat o echipă competitivă, sperăm să promovăm, pentru că vrem să mergem mai departe, fiind tineri, să mergem și în campionatul viitor tot cu ei. A schimbat puțin generațiile, pentru că... Mai aveți un jucător de culoare? Că era pata de culoare la echipă. Traore, s-a reîntors Traore de la Pâncota, da. A rămas și Suleiman Traore. Da. Bun,
Dacă ați dori să încheiați cu un mesaj pe care l-ați transmite suporterilor sigheteni care ne urmăresc și care probabil acum după emisiune se gândesc cum o să fie, dacă mai merită să mergi pe stadion, să-ți mai cumperi bilet, să-ți mai cumperi abonament, apropo dacă se pot cumpăra vreau să zic că se pun de săptămâna viitoare de luni abonamente în vânzare. Sperăm să fie cât mai mulți abonați. Eu le mulțumesc frumos pentru ediția trecută. Îi aștept acum cu mare drag. Îi așteptăm, de fapt, nu doar eu. Îi așteptăm cu mare drag la stadion pentru că cu ajutorul lor să știți că am ajuns să fim la bătaia la promovare, pentru că toată lumea zice ce public este la Sighetul Marmației, nu există nicăieri. Eu îmi doream foarte mult divizia B pentru că eu vă spun, și nu vorbesc prostii, nu era în țară nicio echipă să aibă medie de spectator ca la Sighetul Marmației. Din păcate n-a fost, sperăm să reușim anul acesta, să putem să ne bucurăm și noi și spectatorii de la Sighet. Iar biletele se vor procura de la meci. Sperăm să vină cu un ajutor, pentru că pentru noi contează fiecare parte financiară sau ajutor din partea oricui. Le mulțumesc frumos pe această cală și așteptăm la stadion. Mâine este un meci de la ora 18 cu Olimpia Satu Mare și așteptăm cu drag la stadion. Așadar, mâine un nou meci. Domnule Michele? Tot cum a zis și Sergiu, aș dori și eu să suporteri fie alături de echipa, pentru că băieții au chiar nevoie. Și eu zic că echipa de fotbal fără suporteri nu este o echipă de fotbal. Și eu zic că ne poate ajuta foarte mult să îndeplinim obiectivul și dacă ne poate ajuta, din punct de vedere moral, va fi un succes extraordinar. Bun, vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Sper să ne mai revedem și să avem de fiecare dată știri pozitive în care CSM Sighet bate pe teren echipele, chiar dacă nu de la început, dar măcar acolo la final când contează cu adevărat în clasament. Și ne vă mulțumim pentru invitație și cu mare drag acceptăm orice. Mâine, spunea așadar, amical la stadionul Solovan cu Olimpia Satu Mare. Da. De la ora 18. De la ora 18, da. Așadar, dacă vreți să vedeți noua echipă CSM Sighet, noi jucători, cum joacă ei și aici acasă în Sighetul Marmației cu vecinii noștri de la Olimpia Satu Mare, un meci la care n-am să fac acum un pronostic pentru că n-am văzut nici eu echipa, dar vom vedea de seară de la ora 18, adică mâine seară de la ora 18, cum se mișcă și pe viitor vom putea face și pronosticuri cine pe cine bate. Nu uitați mâine așadar să mergeți pe stadionul Solovan, chiar și numai în primul rând din curiozitatea de a vedea noua echipă, chiar dacă poate nu mai aveți multă încredere după faptul că, iată, n-au reușit să promoveze, dar asta nu înseamnă că băieții nu se antrenează, nu joacă și așa cum ați auzit în emisiunea de astăzi, care va rămâne practic în arhivă. Obiectivul de anul acesta este cu adevărat promovarea și nu clasarea neapărat în primele 3-4 echipe din clasament. Haideți să vedem așadar vineri de la ora 18 pe stadionul Solovan. Asta a fost prima parte, rămâneți cu noi în partea a doua un alt subiect. Universitatea de Vest Vasile Goldiș, filiala Baia Mare, organizează admiterea 2015 în învățământul preuniversitar. Asistent medical generalist, asistent medical de igienă și sănătate publică, asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, asistent medical de farmacie, asistent medical de radiologie, asistent medical de nutriție și dietetică, toate cu durata de 3 ani. Administrator rețele locale și de comunicații, asistent de gestiune, cosmetician, tehnician electroenergetician, tehnician edilitar, bibliotecar, studii medii, toate cu durata de 2 ani, tehnician cadastru funciar topograf cu durata de 1 an. La învățământul preuniversitar se pot înscrie și absolvenții de liceu fără diplomă de bacalaureat. Nu se percep taxe de înscriere la admitere. Se acordă locuri bugetate și burse sociale și de merit. Informații suplimentare la sediul Universității din Baia Mare, strada Culturii numărul 5, etaj 1, camera 101, etaj 2, camera 210, respectiv 101. Telefon 0262-213302, 0262-215720 și 0744-786-348.
Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalii de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Clinica Someșan este o instituție privată ce oferă asistență medicală la standarde moderne, beneficiem de aparatură de ultimă generație, de experiența și profesionalismul unei echipe de medici și asistenți care conlucrează pentru a asigura pacienților servicii de cea mai bună calitate, discreție și respect. Peste 100 de medici acoperind domeniile medicale, chirurgicale, obstetrică, ginecologie, radiologie și imagistică medicală, medicină de laborator și stomatologie. Dispunem de săli de operație moderne dotate inclusiv cu aparatură de diagnostic și intervenții endoscopice pluridisciplinare. Săl de naștere, compartimente de neonatologie și terapie intensivă. Asigurăm medicația de specialitate și consiliere farmaceutică prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Clinica Someșan, o clinică pentru siguranța sănătății dumneavoastră. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacuri, coloranți, diluanți, gleturi, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuială decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți, ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Pentru prevenirea incendiilor și exploziilor în locuințe, nu folosiți mijloace de încălzire defecte sau improvizate. 112, numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Cincea ediție a Festivalului Antic și Medieval Eternus Maramorosiensis debutează mâine în municipiul Sighetul Marmației. Organizatorii au pregătit pentru spectator 3 zile pline de evenimente 1 și 1. Odată cu debutul celei de-a cincea ediție a Festivalului Eternus Maramorosiensis, toate cursele din cadrul Societății de Transport Maranord vor fi deviate pe perioada evenimentului. Traficul din centrul Sighetului va fi închis de mâine de la ora 6 până luni la aceeași oră. Norma de hrană pentru angajații Ministerului de Interne și cea ai Ministerului Apărării a fost tăiată din nou, iar banii primiți în plus vor fi returnați. Norma a fost majorată la 1 iulie printr-o ordonanță de urgență, iar după două săptămâni autoritățile s-au răzgândit și au micșorat-o. Lipsă de bun simț, fără margini, din partea unui șofer din Sighet. Acesta și-a parcat mașina chiar la intrarea pe o stradă din centrul orașului, iar mașinile care voiau să treacă pe această stradă au fost nevoite să ocolească întreaga zonă.
Așadar, în partea a doua a emisiunii Sighetul de azi vorbim despre un alt subiect, de această dată unul care se referă la ziua de astăzi, 20 august, cea în care maghiarii sărbătoresc ziua națională. Despre acest subiect vorbim în cadrul emisiunii Sighetul de azi cu consilierul județean UDMR, domnul Mihai Ștefan Crăcăinești. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! V-am invitat astăzi pentru a vă întreba puțin despre evenimentele care au loc și în Maramureș, atât în municipiul Baia Mare, cât și în Sighetul Marmației, cu ocazia zilei de 20 august și mai ales ce ecou au aceste evenimente în rândul etniei maghiare. Deci, în primul rând, dați-mi voie în două cuvinte să punctez cam ce înseamnă această sărbătoare, ce reprezintă și de unde provine. E una dintre cele mai vechi sărbători oficiale maghiare. Are câteva sute de ani deja și are mai multe conotații. În primul rând, în mod oficial și din acest motiv este sărbătoare națională și în Ungaria, se sărbătorește crearea statului sau sărbătoarea statalității maghiare, făcând referire la organizarea statului feudal creștin maghiar, care a luat naștere practic în momentul în care primul rege, Ștefan I, a fost încoronat ca și rege creștin cu o coroană transmisă de Papa Silvestru al II-lea în jurul anului 1000. Sigur, Ștefan I a fost un foarte bun organizator și în cursul lungii sale domnii, care a durat aproape 50 de ani, a domnit 48 de ani, ceea ce era o performanță absolut remarcabilă în perioada respectivă, când durata de viață a unei persoane era de 20-24 de ani. Ei bine, a pus bazele statului modern maghiar, a creat instituțiile administrative, organizarea teritorială, instituțiile bisericești maghiare și într-un fel, urmând cutuma anilor respectivi, acești oameni care au realizat inclusiv creștinarea unei populații foarte însemnate, au fost considerați ca niște sfinți, au fost considerați ca niște oameni care lucrează numai cu sub influența Harului Divin. Ștefan I a fost canonizat în anul 1083, dacă bine țin minte, de către Papa Grigore al VII-lea și prin sanctificarea sa a devenit Sfântul Ștefan, unul dintre cei mai venerați sfinți ai maghiarimii. Inclusiv Bazilica din Budapesta, cea mai mare biserică, poartă ramul său și acolo se păstrează și moștele sale. Această sărbătoare bisericească a făcut ca 20 august să devină, pe lângă sărbătoarea laică, și una cu puternice conotații religioase. Și în final, al treilea aspect al acestei sărbători este sărbătoarea terminării secerișului, a muncilor de vară, și când lumea se duce la biserică și mulțumește Creatorului pentru darurile primite în cursul anului și pentru pâinea pe care o va avea în cursul anului următor. Deci este sărbătoarea pâinii noi tot în această perioadă. Sărbătoarea a fost atât de puternic înrădăcinată în tradiția populară, încât nici comuniștii n-au reușit să o elimine și au preferat atunci să-i dea o altă conotație, să o numească ca și sărbătoarea Constituției, dându-i aspectul unei sărbători populare. Atunci au început aceste focuri de artificii, aceste sărbări câmpene și alte astfel de acțiuni, care în bună măsură s-au păstrat și în continuare. Cum sărbătoresc maghiarii din Sighet, din Maramureș, această zi? Zona noastră, trebuie să spunem că această sărbătoare n-a avut așa un efect mare cum a avut, de exemplu, în Ungaria. La noi s-a menținut undeva în limitele sărbătorii pâinii noi la biserică, respectiv cei care
erau romano-catolici și se numeau Ștefan sau Istvan sau Pișta sau așa, își sărbătoreau ziua. Cam așa era. De câțiva ani încoace s-a încercat să se dea o altă interpretare acestor zile și de vreo 2 ani încoace, sub egida protopopiatului romano-catolic din Sighet, se organizează și la noi aceste zile ale Sfântului Ștefan, zile care, pe lângă un program liturgic special la biserică, cuprind diferite activități culturale, educative pentru tineri, multă muzică și alte acțiuni similare pe o durată de vreo 4-5 zile, culminând cu o procesiune care va merge astăzi de la Biserica Romano-Catolică din Sighet, încercând să ajungă până la Slatina, ca un fel de pelerinaj. Da, Parlamentul de la Budapesta, am găsit eu aici, a decis în 1991 că Ungaria are 3 sărbători naționale. Pe 15 martie, când Ungurii aniversează Revoluția din 1848-1849, când s-a consfințit funcționarea Parlamentului Modern al Ungariei, pe 23 octombrie se comemorează Revoluția din 1956 împotriva ocupației sovietice și pe 20 august, astăzi, sărbătoarea Sfântului Rege Ștefan I, întemeitorul Regatului Ungariei. Mi se pare mie sau ziua de 15 martie este ceva mai fastuos sărbătorită în zona aceasta a Maramureșului și în România comparativ cu celelalte zile naționale ale Ungariei? Eu cred că sărbătoarea de 15 martie are o rezonanță mai mare în rândul populației maghiare, dat fiind că, în primul rând, se referă la un eveniment mult mai recent, nu? Au trecut 150 sau câți ani de la Revoluția din 1848, când s-a luptat pentru niște idealuri, s-a luptat pentru libertate, s-a luptat pentru o serie de alte drepturi, care, pe undeva și în ziua de azi, își găsesc ecou în dorința și în aspirația fiecăruia dintre noi. Ziua de 23 octombrie este o zi a unei revoluții, ceva asemănător cum ar fi la noi 21 decembrie sau 22 decembrie, ceva de genul acesta. Tot așa un eveniment recent cu rezonanțe oarecum mai slabe în diasporă decât în Ungaria propriu-zisă. Da, avem și o avertizare din partea Ministerului Afacerilor Externe care informează cetățenii României care se deplasează pe teritoriul Ungariei asupra faptului că în acest stat ziua de 20 august 2015 este zi nelucrătoare. În acest context, pe întregul teritoriu ungar se aplică restricții de circulație pentru autovehicule de transport marfă, a căror masă totală depășește greutatea de 7,5 tone, intrarea acestora pe teritoriul Ungariei fiind interzisă până la ora locală 22 a zilei de 20 august 2015. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte site-uri de specialitate înainte de a se deplasa pe teritoriul altei țări. O zi națională sărbătorită, spuneați dumneavoastră, ceva mai puternic în Ungaria și ceva mai, să spunem, religios în diaspora sau aici în România. Din statisticile pe care bănuiesc că le faceți și la nivel de Uniune a Maghiarilor și la nivel de, să spunem, religios, la nivel de religie, la ce număr de maghiari ați ajuns în Maramureș la ora actuală? Din statisticile pe care le aveți, cele proprii, sigur, nu neapărat cele oficiale ale Institutului Național de Statistică. Deci, cu siguranță vă pot spune ceea ce se întâmplă la ora actuală în Sighet. Aici suntem undeva la nivel de 4500 de suflete de unguri în Sighet. Asta înseamnă că în Maramureș undeva suntem între 25-30 de mii, dar ați făcut vreodată un calcul dacă se încadrează și municipiul Sighetul Marmației la acel procent în care
Există dreptul de a se pune plăcuțe bilingve la intrare în oraș? Categoric nu, pentru că acolo ar trebui să avem 20%, ori noi suntem undeva în jur de 10-12% la ora actuală, maxim 14%. Deci nici într-un caz. Există acum câțiva ani a existat posibilitatea asta, dar... Procentul este aproape de 20% sau chiar îl depășește. Mă gândesc aici la Câmpul Lung, la Tisa, nu? Acolo, da. Există câteva localități în Maramureș unde acest lucru este posibil. În Baia Sprie, în Câmpul Lung, la Tisa, în Cortău. Mai sunt câteva localități. Cum sărbătoresc maghiarii în familie ziua de 20 august? Cum o sărbătoresc, de exemplu, dumneavoastră? Destul de... În primul rând, nefiind zile lucrătoare, sigur că mergem la servici toți și lucrăm în mod normal. Și atunci deja fastul unei sărbători se pierde. Nu sărbătorim în mod special. Familia mea nefiind romano-catolică. Deci se leagă mai mult de partea religioasă, cum am spus, la noi, da. În zona noastră mai mult, da. De zona religioasă, da. Deci tot la 15 martie rămâneți ca și, să spunem, ancorare în sărbătorile anuale. Da, atunci, conform tradiției, avem mai multe acțiuni și culturale și religioase oarecum decât acum. Bun, aș vrea să vă întreb și câteva lucruri despre politică, dar nu ne mai ajunge timpul. Astăzi, poate într-o emisiune viitoare, ne veți spune și care e activitatea noastră la nivel de Consiliu Județean, atât pentru etnia maghiară, dar și pentru, până la urmă, tot Maramureșul și toți cei care sunt reprezentați de dumneavoastră în Consiliul Județean. Vă doresc succes în continuare în activitate și la mulți ani, așadar, tuturor maghiarilor care sărbătoresc ziua de 20 august. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Sighetul de azi dezbate tot ce contează.